Alo, Marlena. Marlena, vă urez la telefon. Sunt în gara ca o fiară. Destextilează-te. Marilena nu avea nicio ieșire. Sigur mulți ar spune astăzi că femeia a greșit, că ar mai fi avut o șansă mică totuși de salvare, că putea să procedeze într-un mod mai potrivit. Asta e lume cum este, zice vrute și nevrute, dar când e la o adică să îți sară în ajutor. În sfârșit acum însă hai să depănăm povestea ce-a condus pe Marilena realmente la omor. Vreo 4 ani în urmă și în circumstanțe care nu mai are rost acum ale evoca în van. Marilena îl cunoaște și pe loc îl cucerește pe Santiago realmente, om de-afaceri cilian. Ia o drasla și metresa tomberonului mize. El Santiago realmente, ia o fată de cartier. Ură, lacrimi, durere și mister. Nu te băga, ascultă, e o dramă de cartier. Anii trec pe nesimțite cum trec norii deși pe ceruri, până ce apare scenă Viorel cu pumnul greu. Fost coleg de generală, vechi amic cu Marilena și expert în tot cabanul lui Santiago Bernabeu. Viorel, instalatorul, brusc îi vine o idee să petreacă împreună în concediu ravisant. Marilena acceptează și în câteva minute chipul roz al Marilenei mușcă aspru din asfalt. Drumul-i bun, afară plouă, însă cerul e senin. Într-un ceas sunt la Sinaia, la hotelul Carpatin. Viorel și Marilena sunt acum doi porumbei ce comandă la room service, ia caviar, el mititei. Dar deodată, fără veste, ușa de pereți trântește și Santiago realmente, realmente năvălește. Însă-n furia lui nebună, el vede că Michelul scoate și șurmiul și pe loc îi face fel. O, Santiago, realmente, soarta ta futare crudă, cilienii tăi acum torc la struguri și beau vin, iar din tine curge viața ca torentul în furtună, într-o cameră obscură din hotelul Carpatin. Ură, lacrimi, durere și mister. Nu te băga, ascultă, e o dramă de cartier. Ură, lacrimi, durere și mister. Nu te băga, ascultă, e o dramă de cartier. Realitatea e că Marilena, oricum o dădea, tot la complicitate intra. Cum a zis și procurorul, care-i om întreg la fire, realmente Marilena nu avea nicio ieșire.